Asociația Frontiera Gălățeană și reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara au participat alături de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual și Corpul Național al Polițiștilor la ceremonia de dezvelire a celor 22 de basoreliefuri de la cazanele Dunării. Cu această ocazie s-a prezentat o galerie de ținută militară din timpul Primului Război Mondial, dar și ținută militară din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Astfel, cu ajutorul necondiționat al ctitorului mănăstirii Mraconia, Cristian Târtea, a fost încheiat ciclul activităților dedicate centenarului Marii Uniri și centenarului încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria.